Imagini impresionante surprinse la nord de Kiev, ucrainenii s-au pus în fața tancurilor rusești într-o încercare disperată de a opri atacurile inamice. Iată imaginile, vă avertizăm însă, au puternic impact emoțional. Civili ucraineni am văzut în aceste imagini care s-au pus în fața blindatelor, unei blindate rusești. Ne spune mai multe despre aceste imagini greu de urmărit, Valentin Stanvali. Da, Oana, și aș accentua faptul că unul dintre oamenii care au încercat să oprească tancurile chiar împingea blindata respectivă. Sunt cel mai probabil tancuri T-90 care veneau din Belarus, pentru că localitatea în care au fost filmate aceste imagini este la nord de Kiev, între capitala Ucrainei și Belarus. Eforturi disperate ale civililor care încearcă să dea o mână de ajutor militarilor ucraineni, militari care sunt evident depășiți de această situație, pentru că Rusia a adus peste 200.000 de militari. Vedem în aceste imagini cum localnicul respectiv se pune în fața tancurilor. Rușii opresc pentru câteva secunde, după care înaintează tancul respectiv. Vedem că și alți localnici vin în sprijinul bărbatului acestuia, însă într-un final aceștia se dau din calea tancurilor, iar convoiul își continuă drumul. Este prima dată când vedem astfel de imagini. Ieri, de exemplu, au fost împiedicate blindatele rușilor să înainteze după ce un bărbat s-a pus în calea lor. Vă spuneam despre acest ajutor al civililor. Nu este singurul de acest fel. Știm că în momentul de față sunt foarte mulți oameni civili, inclusiv în Kiev, care au primit arme de asalt. Ministerul de Interne din Ucraina a anunțat că au fost donate 25.000 de arme de asalt și peste 10 milioane de gloanțe, lansatoare de rachete și grenade. Toate acestea au ajuns la civili în încercarea de a-și proteja capitala, de a-și proteja țara. Ei vor încerca să-i ajute pe militarii ucraineni. Știm că armata ucraineană are și o mare parte formată din voluntari care, de altfel, s-au înscris în armată în 2014, odată cu anexarea Crimeei. Totodată știm că televiziunea de stat a Ucrainei a difuzat zilele trecute și videoclipuri în care erau învățați oamenii cum să creeze cocktailuri Molotov și erau îndemnați să le folosească împotriva tancurilor rusești.